Oana Roman și Dan Capatos s-au certat în urmă cu mai mulți ani, după ce Dan ar fi vorbit-o de rău pe Oana, fiica lui Petre Roman. În ciuda acestui fapt, cei doi au reușit să se împace și acum sunt în relații bune. În cadrul unei apariții recente în emisiunea Cristinei și Șcanu de la Metropola TV, Oana s-a destăinuit despre conflictul din trecut cu Dan. Oana a împărtășit că nu ține ranchiună prea mult timp și că este capabilă să treacă rapid peste orice furie pe care o simte. Cu toate acestea, situația cu Dan a fost diferită. Ea a apreciat faptul că acesta a avut puterea de a-și cere scuze public și de a recunoaște că a greșit, ceea ce a dus în cele din urmă la împăcarea lor în 2015, după ce nu și-au vorbit ani de zile. În prezent, Oana și Dan au o legătură minunată, iar ea apare des în emisiunea lui, Extra Night Show. Oana și-a exprimat admirația față de Dan pentru că a avut curajul de a-și asuma responsabilitatea pentru acțiunile sale și de a schimba lucrurile. De asemenea, i-a menționat că în ciuda zvonurilor potrivit cărora acesta își bate joc de invitați, este impecabil atunci când vine la emisiune. Oana a împărtășit că l-a iertat pe Dan din toată inima și este recunoscătoare pentru relația lor împăcată. Ea a subliniat importanța faptului că oamenii au puterea de a-și recunoaște greșelile și de a se împăca, ceea ce poate duce la formarea unor relații puternice și pozitive.